Deschidem cuvântul Domnului, Sfânta Scriptură, la 1-a epistolă Apostolului Pavel către Timotei, la capitolul 3, de unde vom citi primele 7 versete, care spun astfel. Adevărat este cuvântul acesta. Dacă râvnește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun. Dar trebuie ca episcopul să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înțelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeți, în stare să învețe pe alții, să nu fie nici bețiv, nici bătăuș, nici doritor de câștig mârșav, ci să fie blând, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani, să-și chivernisească bine casa și să-și țină copiii în supunere cu toată cuviința, căci dacă cineva nu știe să-și cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de biserica lui Dumnezeu? Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngânfe și să cadă în osânda diavolului. Trebuie să aibă și o bună mărturie din partea celor de afară, pentru ca să nu ajungă de ocară și să cadă în cursa diavolului. Amin. Amin. Vă rog să vă așezați. Nu de dragul protocolului, dar trebuie să vă spun că sunt foarte bucuros să fiu la Iej. Vă găsesc într-o zi călduroasă, la miez de vară, și sunt bucuros că în perioada aceasta, când oamenii se duc în concedii și caută vacanțele, dumneavoastră sunteți într-un număr atât de frumos în casa Domnului. Domnul să vă binecuvânteze! Apoi sunt bucuros să pot lua parte la o sărbătoare ca și cea pe care biserica numărul 1 din Dejoare, punerea în slujbă a unui păstor, în persoana fratelui Neluțu Sigartău. E un eveniment istoric în felul lui și ne rugăm ca slujirea fratelui Neluțu să aducă multă bucurie lui Dumnezeu întâi și multă bucurie dumneavoastră tuturor. Sunt bucuros de slujitorii pe care i-am întâlnit aici, fratele Emi, fratele Romi, slujitorii care sunt aici la Amvon, colegii mei dragi de slujbă, mă simt onorat să pot să slujesc împreună cu voi. Și astăzi, sigur că am ascultat cuvântul care a fost îndreptat către fratele Neluțu. Eu merg mult la ordinări, așa se întâmplă. Și aud adesea mesaje triumfaliste la ordinări. Domnul este cu tine, viteazule! Și altele de felul acesta. Ei bine, am ascultat primul cuvânt care a fost aici și îi se aducea aminte lui Neluțu și mie mi s-a adus aminte și dumneavoastră tuturor vi s-a adus aminte că păstorul este doar un om și când zici om, zici slăbiciune. Tare este Domnul. Amin. După aceea, am ascultat pe fratele Ovidiu și a avut grijă să zică că lucrarea de păstorire nu e numai Amvon. Și așa e. Și partea alaltă care nu e Amvon nu e simplă deloc. Apoi am ascultat al treilea mesaj prin fratele Câmpean și aduceți-vă aminte că ilustrațiile țineți minte toți. Unul zice fă așa, celălalt zice fă așa și nu e simplu. Oare de ce toate aceste lucruri? Dar am ascultat și o cântare pe care a cântat-o corul bărbătesc, care avea în refrenul ei cuvintele acestea. Nu te teme, nu te teme. Dragii mei, slujirea nu este simplă și eu nu sunt aici ca să fac apologia păstorilor și să-i compătimească cineva. Cine pune mâna pe cornele plugului, cine este chemat la asta, trebuie să știe că se angajează la o lucrare care nu-i simplă. Nu e simplă deloc. De ce nu e simplă? Ați fost atenți dumneavoastră la textul pe care l-am citit de aici din Scriptură? Interesant, în 7 versete în care se vorbește despre slujitor, în 2 dintre ele zice așa, 1.
nu cumva să se îngânfe și să cadă în osânda diavolului. După aia versetul următor. Să nu ajungă de ocară și să cadă în cursa diavolului. Ce caută de două ori diavolul în aceste puține versete? Aș vrea astăzi fiecare dintre noi să luăm în considerare un lucru. Există un principiu amintit în Scriptură care zicea așa: bate voi păstorul, ziceți că-i voie și oile se vor risipi. Au ce bine știe diavolul cuvântul ăsta. Îl știe tare bine. Și știți unde voiește diavolul să lovească? În cei din vârf. Că dacă pe un frate care vine de 3 ori pe lună, de 2 ori pe lună la biserică, ai auzit că a căzut, nu-i mare tulburare în jur. Da, dar când cade unul care-i pus în slujbă, se bucură diavolul și iadul întreg și suferă lucrarea lui Dumnezeu. Frate Neluțu, eu sunt aici totuși să te încurajez, dar vreau să-ți spun într-un început că păstorii și prezbiterii și diaconii și până la urmă toți cei ce-l slujesc pe Domnul într-un fel sau altul au de luptat. Și lupta e cu vrăjmașul care caută să lovească în turma lui Hristos. N-aș vrea să fii descurajat, frate Neluțu, de cuvintele acestea, știi de ce? Pentru că însuși Domnul Iisus Hristos, când și-a început lucrarea, știți cum a început lucrarea? În apa Iordanului, cerul se deschide, acesta este Fiul meu prea iubit, și după aceea ce a urmat? Pustia. Pustia și acolo diavol și diavol și diavol. Uită-te și uitați-vă dumneavoastră toți. În pustiu, după 40 de zile de post, flămând, s-a uitat spre niște pietre care erau acolo și a venit diavolul să-i zică: a, din pietrele astea, tu cu puterea pe care o ai, că doar ești Fiul lui Dumnezeu, doar ești chemat de Dumnezeu, cu puterea pe care o ai, tu le poți transforma în pâine și dintr-o dată ți-ai rezolvat problema. Adică a venit diavolul să sugereze că poți să-ți folosești puterea, poți să-ți folosești darurile ca să-ți rezolvi problemele tale personale. O, ce ispită cumplită este asta pentru slujitori. Eu vreau să proclam tare și răspicat: Dumnezeu dă daruri pentru zidirea bisericii sale. Amin. Și vine ispita asta la Domnul Iisus Hristos și vine la mulți slujitori ca să le spună cam așa: auzi, tu poți să ai avantajele tale în felul acesta, caută avantajele tale și vei vedea ce grozav este. Frate Neluțu, frate Nelu Filip, frate Emi Fedur și fiecare dintre noi trebuie să înțelegem un lucru: șoapta diavolului vine să ispitească pe mulți, să caute interesele lor, dar atenție, slujitorul Domnului este chemat să slujească împărăției lui Hristos. A venit după aceea cu o altă ispită la Domnul Iisus. Zice, l-a dus, chit că era în pustiu, dar l-a dus cu mintea, cu gândul că acolo lovește diavolul. L-a dus pe streașina templului și a șoptit altceva: dacă te-ai aruncat de aici și poți, că tu ești cine ești și știi că scrie în cuvânt că vor veni îngerii și te vor lua pe mâini ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră, dacă vei face asta, să vezi ce senzație tare cum vin oamenii la tine cu grămada. Fă lucruri senzaționale, uimește-i pe oameni prin ceva. Eu stau în fața dumneavoastră să vă rog să țineți cont de un lucru.
pe oameni trebuie să-i uimim cu un singur lucru, cu frumusețea lui Hristos. Atât. Eram tânăr și eram absolvent al școlii biblice. Erau mai mulți absolvenți și a fost un predicator invitat la serbarea de absolvire, un păstor care se predice absolvenților. Și păstorul acela, în timp ce predica, la un moment dat a folosit o ilustrație care mi s-a părut cel puțin ciudată. El a zis așa: vă veți duce să predicați Evanghelia, veți lucra cu mireasa lui Hristos, dar aveți grijă, zicea el, nu flirtați cu mireasa lui Hristos. Trebuie să vă mărturisesc că un pic cuvântul acesta mi s-a părut nepotrivit. Dar s-a explicat omul îndată și a zis: știți ce e flirtul? E practica aceea păcătoasă în care câte un băiat se poartă în așa fel ca toate fetele să se uite spre el, ce grozav e el. Sau invers. Și el a zis așa: nu faceți ca mireasa să se uite la voi, ce grozavi sunteți voi. Pentru că de veți face așa, veți avea de-a face cu gelozia mirelui. Mireasa trebuie să se uite la mirele ei. O, m-am cutremurat atunci și m-am rugat și am zis: Doamne, ajută-mă să nu uit niciodată. L-a ispitit pe Domnul Iisus în felul acesta să facă lucruri senzaționale, să impresioneze prin ceva, prin puterea pe care o are și prin talentul pe care îl are. Și Domnul n-a căzut în această ispită. După aceea a venit și a zis: uite, te duc pe un munte înalt de unde se văd toate împărățiile pământului. Și dacă privești toate împărățiile pământului, îți mai spun ceva. Tu ai venit să aduni o sămânță de urmași, nu-i așa? Pe toate ți le dau ție? Îți împlinești scopul așa de repede? Da, fă ceva. Un compromis să faci. Fă compromis și atunci vezi tu cum îți merge de bine. Dragii mei, lucrarea Domnului se face după modelul Domnului. Și niciun compromis n-are ce să încapă acolo. Când intre compromisul, Domnul se supără. Închină-te mie, a spus. N-a spus cât de tare. Poate era suficient atâta. Poate nu era nevoie de aruncare cu fața la pământ. De-aia a zis: închină-te mie. Și Domnul a spus în termeni foarte, foarte categorici: pleacă de la mine. Frate Neluțu, din toată inima doresc să fiu un slujitor cu care Domnul să se laude. Însă pentru aceasta vreau să-ți aduc aminte că diavolul va căuta cu orice preț să lovească în lucrarea aceasta. Mă uit spre biserică acum. Mă uit spre dumneavoastră, cei ce sunteți astăzi adunați aici în biserică. Credeți că e simplă lucrarea aceluia pe urmele căruia stă diavolul în fiecare zi? Ce ziceți? E simplă? Nu? Ce credeți că aș putea să vă spun eu dumneavoastră acum? Ca să puteți să-l ajutați pe cel care face lucrarea Domnului. Că e pastorul Emi Fedur, că e pastorul Romi Mocanu, că e pastorul Nelu Sigartău. Ce credeți că vă pot spune să faceți? Ziceți că știți bine, știți mai bine ca mine. Frații mei și surorile mele, de vreți să vă bucurați de lucrarea păstorilor voștri, purtați-i în rugăciuni, purtați-i în post și faceți tot ce vă stă în putință ca Domnul să se poată folosi de ei. E așa de simplu să lovești în slujitori. E așa de simplu să stai ca un spectator într-o bancă de biserică, să-ți dai cu părerea că a greșit acolo, că s-a încurcat dincolo, că n-a zis bine dincolo, sau că a fost prea aspru cu cutare, sau că a vorbit nu știu cum. Dragii mei, asta știe și diavolul să facă. Dar voi, copiii Domnului, cred că știți ceva mai mult. Să faceți ce-i place Domnului. Frate Neluțu, dacă diavolul se ține pe urmele noastre, există un pasaj în Scriptură, foarte cunoscut, foarte cunoscut pasajul acesta, este în Efeseni la capitolul 6, care ne spune ce trebuie să facem atunci când avem de-a face cu diavolul. Și eu vreau să vă aduc aminte astăzi, nu sunt la deși să-l predic pe diavolul, departe de mine gândul ăsta, eu îl predic pe Hristos. Însă vreau să vă aduc aminte
că diavolul are putere, i s-a dat putere. Are putere pentru vremea de acum. Și vai când ne uităm în jur câtă răutate face el în societatea contemporană. Diavolul are putere și nu trebuie să neglijăm lucrul acesta. Ba mai mult decât atât, diavolul are viclenie și știe să atace cu multă viclenie. Și dacă vă uitați pe paginile Sfintelor Scripturi, veți vedea că prin viclenie a făcut-o pe Eva să cadă, prin viclenie, i-a spus, a, veți fi ca Dumnezeu. A spus el ceva, veți cunoaște binele și răul și veți fi ca Dumnezeu. E drept că au cunoscut binele și răul, dar ca Dumnezeu nu poate să fie nimeni niciodată. Ei bine, diavolul se folosește de puterea lui, diavolul se folosește de viclenia lui, diavolul minte și tocmai de aceea trebuie să fim foarte atenți. Și câteva lucruri pe care aș vrea să le subliniez astăzi. Este un cuvânt pe paginile Sfintelor Scripturi care ne aduce aminte că noi suntem chemați să fim biruitori. Frate Neluțu, ține minte aceste cuvinte pe care le rostesc în ziua ordinării tale. Tu ești chemat de Domnul să fii biruitor. Însă biruința noastră nu poate să fie altfel decât prin Iisus Hristos Domnul. Acum, uitați-vă cum începe cuvântul acesta care ne vorbește despre lupta spirituală în Efeseni capitolul 6. Zice, încolo, fraților, și eu zic, Neluțu, de aici încolo, de la ziua ordinării tale ca păstor, încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Da, am spus că diavolul e puternic și că e viclean. Dar astăzi vreau să vă aduc aminte că mai tare decât oricine în universul acesta este Domnul. Amin. Scriptura spune că putem să ne întărim pentru lupta împotriva diavolului, nu cu haltere, nici cu sarmale multe, ci putem să ne întărim prin apropiere de Domnul. Într-un fel anume, întăriți-vă în Domnul. Ia uitați-vă dumneavoastră. Ați văzut? Ăsta e un deget. Vedeți dumneavoastră ce poate să facă un deget? Ați văzut? E tare degetul ăsta, nu? Dacă n-ar fi în mână, ar face degetul așa ceva? Nici de cum, ar zace undeva. Putred. Dacă n-ar fi în mână. Dar câtă vreme degetul e în mână, e tare. Devrem să fim tari în lupta împotriva celui rău, trebuie să ne asigurăm că rămânem în Hristos. De altfel, dacă ne uităm în Ioan, capitolul 15, ni se spune în repetate rânduri, dacă rămâneți în mine, dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea, veți căpăta. E așa de important să înțelegem că tăria noastră este una singură. Tăria noastră e Hristos. Și în lupta aceasta împotriva diavolului e foarte important să ne întărim în Domnul. De altfel, nu vreau să divaghez, dar cândva am văzut o ilustrație, un document pe care l-a scris cineva când o biserică căuta păstor și a spus ce fel de păstor grozav vrea să caute. Și vrea păstor cu aceste studii, cu aceste calități, cu aceste talente, cu aceste daruri. Și s-a apucat cineva dintre cei care nu agrea cu asta și a făcut o descriere a apostolului Pavel. Și a zis, așa arătos nu sunt, pușcărie am făcut, pe unde m-am dus tot a ieșit scandaluri și valuri, n-am fost foarte sociabil, nu m-au primit și după ce a adus scrisoarea aceea ca pe primul care aplica să fie păstor acolo. Cineva a citit scrisoarea aia și tot s-a uimit. Cum îndrăznește unul ca ăsta să vrea să fie păstor la noi, la biserică? Numai că a citit semnătura, apostolul Pavel.
E bine, vreau să înțelegem ceva, lucrarea lui Dumnezeu nu se face, cum zicea Zaharia, prorocul, lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul. Lucrarea aceasta se va face prin Duhul Sfânt. Este un cuvânt care mi-e foarte drag din Sfânta Scriptură, Proverbe capitolul 3 cu 5 și 6. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Chiar dacă mai mergi chiopătând și greu, El îți netezește cărările să te poți duce înainte. Dragul meu frate și coleg de slujbă, te chem astăzi în numele Domnului Iisus Hristos, fii tare, dar nu uita, tăria noastră este Hristos. Aș vrea să mergem un pic mai departe, încă un verset. Când lupți împotriva diavolului, trebuie să te întărești, dar zice, îmbrăcați-vă! Îmbrăcați-vă! Acum, hainele noi zicem câteodată că le purtăm pentru că ne țin de cald. Dumneavoastră, cei de astăzi, nu cred că v-ați îmbrăcat să vă țină de cald. V-ați îmbrăcat de ce? Ca să fiți acoperiți. Și e foarte important să înțelegem că în lupta spirituală trebuie să fim acoperiți. Cine dintre dumneavoastră a folosit vreodată un polizor fără să-și pună niște ochelari la ochi, fără să-și pună niște haine pe el? De ce folosește asta? Pentru că știi că ești în pericol altfel. Dragii mei, a fi acoperit este un lucru foarte, foarte important. Lucrul acesta contează nespus de mult și aș vrea să-l luăm în considerare fiecare dintre noi. Știți ce e frumos? Mantaua cu care ne acoperim ne oferă tot Domnul. Slăvit să-i fie numele. Diavolul ne-a dezbrăcat pe noi oamenii sau a dezbrăcat de slavă pe protopărinții noștri în Eden. Știți că spune Scriptura că omul și femeia lui erau goi, dar nu știau asta. Pentru că nu erau goi, de fapt. Ei erau acoperiți cu slava lui Dumnezeu. Câtă vreme au stat în relație cu Dumnezeu. Când au păcătuit, dintr-o dată s-au ascuns. De ce te-ai ascuns? Pentru că sunt gol. Cine ți-a spus că ești gol? Am văzut eu. Ei bine, dragii mei, aș vrea să înțelegem astăzi că atunci când nu purtăm slava lui Dumnezeu peste noi, încercăm noi să acoperim cu tot felul de frunze din astea, imitații de slavă, și încercăm unii să imităm slava într-un fel și să spunem așa trebuie să fii și așa trebuie să fii, imitații de slavă. Când Dumnezeu ne acoperă cu slava Lui, e cel mai bine. Pentru că de slava lui Dumnezeu fuge diavolul. De aceea zic, Neluțu, fii tare, dar mai zic ceva, fii acoperit. Pentru că asta contează și nu uita, acoperirea ne asigură Domnul și numai El. Mai zic ceva, ia uitați-vă, versetul 12. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor și împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Numai că dacă v-aș întreba eu pe dumneavoastră, care dintre dumneavoastră ați văzut vreo căpetenie din asta? Mă tem că toți ați zice, eu n-am văzut căpetenia. Da, dar l-ai văzut pe vecinul, l-ai văzut pe fratele, l-ai văzut pe nu știu care. Știți ce aș vrea să înțelegem? Pe lângă că păstorul trebuie să fie tare, că trebuie să fie acoperit, el trebuie să fie atent. Atent. Să se uite. Într-adevăr, sunt probleme. Apar probleme și probabil că apar și la Dej, nu numai la Timișoara și nu numai în alte părți. Probabil că apar și aici. Dar aș vrea să înțelegem un lucru fiecare dintre noi. Dincolo de lucrurile pe care le vedem că se întâmplă, noi am fi tentat să zicem, le-a provocat fratele cu tare, le-a provocat sora cu tare este împotrivă și așa mai departe. Aș vrea să înțelegem că în realitate cel ce se luptă împotriva noastră este diavolul. Este diavolul. Și față în față cu diavolul
nu poți să lupți cu orice arme, ci trebuie să folosești armele pe care ți le dă Domnul. De aceea spun astăzi că e foarte, foarte important. Noi stăm câteodată și zicem, vai ce a făcut Cutărescu! Dar nu luăm în considerare că în spatele lui Cutărescu sunt duhurile răutății. De aceea un păstor trebuie să fie foarte atent, să aibă discernământ și să înțeleagă că atunci când este neascultare în biserică, atunci când este răzvrătire în biserică, atunci când sunt lucrurile acestea, să-i provoace pe cei care se lasă folosiți de diavolul și să le zică, auzi, nu ți-ai făcut socotelile un pic? Oare vorbește Hristos prin tine sau e ăla care luptă împotriva mea? Fii tare, fii acoperit, fii atent, dar mai zic ceva, pentru că spune cuvântul în continuare așa. Luați toată armătura lui Dumnezeu. Fii înarmat sau fii echipat, să zic așa. Fii echipat ca să poți face față luptelor acestora ale întunericului. Cum să fii echipat? Și apoi cuvântul zice, mijlocul să fie încins cu adevărul. Ceea ce te ține trebuie să fie adevărul și numai adevărul. Trebuie să ai mijlocul încins cu adevărul. În jurul tău, de jur împrejurul tău, trebuie să fie adevărul și sunt bucuros să ridic adevărul în sus și să zic, adevărul trebuie să fie de jur împrejurul păstorului. Doamne, ajută-l pe Nelu Filip și ajută-l și pe Neluțu și pe noi toți. Mijlocul să fie încins cu adevărul și mai zice platoșa neprihănirii. De ce aceasta? Pentru că, vedeți, platoșa avea menirea să acopere organele vitale. Atâtea săgeți arzătoare aruncă diavolul. Aici e inima și inima îți spune ce să simți. Și să simți că cineva are ceva cu tine și să simți că una și să simți că altă și să simți că tu nu mai poți să faci lucrarea lui Dumnezeu. Dar Scriptura zice să luăm această platoșa neprihănirii. Doamne, ajută-ne să ne păzim inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele neprihănirii. După aceea zice Scriptura să luăm și râvna Evangheliei ca încălțăminte în picioare. E așa de importantă asta pentru un slujitor al Domnului. Vedeți, ni se spunea aici, fratele Victor zicea, că păstorul e chemat să facă lucruri obișnuite. Când a zis asta, mă tot gândeam că a avut Ilie o perioadă în viață, când Domnul i-a zis, stai la pârâu cherit și vei mânca pâine și carne dimineața, pâine și carne seara, pâine și carne dimineața, pâine și carne seara, pâine și carne dimineața, pâine și carne seara. Și s-ar putea câteodată să vină ispita asta a monotoniei, să zici, wow, și să-ți dispară râvna, să zici, da, e monoton, aci la noi, tot aceeași, aceleași cântări, le știu, aceleași predici și așa mai departe. Râvna Evangheliei trebuie să o avem lipită de picioarele noastre. Să fim gata să facem tot ce ne stă în putință, ca mereu, fie că vin mulți la adunare, fie că vin puțini la adunare, să-i slujim cu aceeași râvnă și cu aceeași credincioșie. De asemenea, zice cuvântul să luăm scutul credinței, tot pentru aceleași săgeți arzătoare. Scutul credinței, avem nevoie să înțelegem că lucrarea aceasta nu se poate face fără credință, fără acest scut al credinței, pentru că nu putem face față săgeților arzătoare ale celui rău. De asemenea, coiful mântuirii. Acum, coiful avea rol dublu și de a arăta ceva despre cel ce luptă, mărturisea ceva despre cel ce luptă, știa de partea cui este. Pe coiful acela de obicei erau niște însemne, dar avea și menirea să păzească capul de lovituri. Mă rog Domnului, frate drag, să-ți fie mintea păzită, dar mă rog Domnului ca întotdeauna să porți fără rușine mărturia lui Hristos, oriunde va trebui să o duci, să o porți fără rușine. Și apoi nu uita sabia Duhului, nu uita rugăciunea și nu uita că păstorul e numai om.
Gândiți-vă că primul păstor pe care l-a așezat însuși Domnul Iisus Hristos în slujbă, primul păstor, știți care a fost? Pe care l-a așezat Domnul Iisus Hristos în slujba de păstorire a oilor, a oițelor, a mielușelor, cine a fost? Petru, foarte bine. Vă întreb eu că pe el Domnul însuși l-a hirotonit, l-a pus în slujbă. A fost Petru un om perfect? Acum trebuie să vă spun, continui în același registru cu fratele Romii, și președintele se clatină câteodată, și cu tare se clatină, toți ne clătinăm, nu suntem oameni perfecți, perfect este unul singur, Hristos. Dar Hristos alege oameni cu slăbiciuni și îi pune în slujba sa. De ce l-a luat Domnul pe Petru și l-a pus în slujba sa? Nu l-a ales pentru că nu era perfect, nu de aia l-a ales. Vă spun ceva. Uitați-vă în Evanghelie și unde îl găsiți pe Domnul, acolo îl găsiți și pe Petru. Adică el alege oameni care stau mereu lângă el și cu el. Neluțu, aici e secretul. Și mai mult decât atât, el alege oameni care îl iubesc pe el, pentru că a stat față în față cu Petru și înainte să-l pună să păstorească, a zis: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Și apoi el alege oameni care îl imită pe el în tot ce fac. Și uitați-vă la Petru, unul care altădată scotea sabia. Nu e timpul, dar uitați-vă la Petru și veți vedea în epistolele sale un alt Petru care îl imita pe Hristos, a învățat să iubească nu doar pe stăpânul turmei, ci și turma a învățat să iubească. Biserică numărul 1 din Dej. Vă rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu care are să judece vii și morții, vă rog fierbinte, rugați-vă pentru slujitorii voștri. Vă rog fierbinte, purtați-i în rugăciunile voastre, în zilele voastre de post, aduceți-i înaintea Domnului, pentru că mai mult decât alții din adunare, ei au de luptat, au de purtat o luptă împotriva unui dușman care am spus că e puternic și e viclean. Rugați-vă mereu și ziceți: Doamne, ține-i Tu. Și de veți face așa, Dumnezeu va binecuvânta biserica aceasta, vă va binecuvânta pe dumneavoastră și familiile dumneavoastră împreună cu lucrarea din biserica aceasta. Amin.